După 2 ani de pandemie în care sistemul de învățământ a suferit schimbări, noul an școlar vine și el cu modificări majore, dar și cu aceleași probleme cu care se confruntă de mulți ani. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a luat decizia ca în locul celor 2 semestre să fie 5 module de învățare pentru ca învățământul românesc să prospere. Ce problemă e? Ce problemă v-a semnalat? E într-adevăr. Asta nu trebuia să arată. Alo. Se poate constitui într-un pericol pentru ele. Așa a început noul an școlar pentru o unitate de învățământ din capitală. Plasa, care trebuia să fie schimbată înainte de începerea anului școlar, i-a întâmpinat pe elevi tot ruptă. Chiar și așa, ministrul educației speră ca noua schimbare din sistem să vină în sprijinul elevilor. Vor fi schimbări din perspectiva planurilor cadru, a disciplinelor pe care elevii le vor face, din perspectiva curriculumului, din perspectiva modalității în care statul român e dator să sprijine în primul rând echitatea, dar și excelența care se face în colegii. Este mult prea puțin importantă forma. Este doar o cale pentru a obține ceea ce ne dorim. Un învățământ centrat pe competențe, pe așteptările elevilor, pe ceea ce au nevoie pentru a se dezvolta armonios în societatea viitorului. Deși problemele din sistemul de învățământ nu se mai opresc, elevii sunt bucuroși că au scăpat de teze și că vor avea parte de 5 vacanțe pe tot parcursul anului școlar. Suntem entuziasmați pentru că nu știm ce o să fie, adică e foarte incert cu noul program școlar și sperăm să fie mai bine decât anii trecut, să fie mai lejer, pentru că e foarte stresant anul școlar și cred că vacanțele astea o să-l facă un pic mai mult bine. Eu sper să ne adaptăm cât mai repede. Structura mi se pare bună, e ok, cu 5, adică e făcută modulară.